Așa, domnul Pavel m-a sunat cu mașina și nu poate ajunge asta. Da, e un om care începem, da, domnul consilier? Da, cred că domnul Palveu are niște probleme. Vorbim cu domnul președinte. Să trăiască domnul director. Nu poate ajunge astăzi, dar este de acord cu toate. Îl sunați online, dacă nu și dacă e ceva. Da, a fost de acord. Da, nu, dar există o problemă, ceva, îl sunați. Așa a procedat cu toată lumea. Poate are probleme. Nu se poate ne-a fi. Domnul consilier, dați-mi voi să prezint programul de asesorare cu ordinea de zi. Așa cum ați luat la cunoștință, astăzi 30.06.2023, în ședința ordinară, se constată că suntem 13 prezenți din 13 consilieri în funcție. Drept urmare, vă prezint ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal la ședința ordinară din 13.06.2023. La punctul 2 avem proiect de hotărâre în aprobare de contării contravalorii călătorii pe mijloacele de transport ale personalului didactic, nedidactic, auxiliar de la școala Scorțen pentru luna mai 2023. Proiect inițiat de domnul primar Anton Ioviță Cătălin. La punctul 3 avem proiect de hotărâre privind completarea nomenclatorului comunei Scorțen, aprobat prin hotărârea Consiliului Local în 36. Hotărârea 36 în 30.06.2022. La punctul 4 avem proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local. La punctul 5 avem interpelări, întrebări, informări ale primarului și consilierilor locali. Aceasta este ordinea de zi. Vă rog să-mi permite să prezint și suplimentarea a două proiecte care au venit chiar în ultima clipă și n-am mai avut timp să ne băgăm în program. Avem proiect de hotărâre conformitate cu prevederile 100, articolul 135. Aneatul 8.957.1090 privind codul administrativ. Avem articolul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor SC Compania Rompres Service S.A. conform raportului expertului cooptat de către Adis Bacău și de către OAT-urile membre din județ, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale de sub Bacău. Numărul 180/2957 din 6.05.2015 și mai avem al doilea proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea construcțiilor care afectează terenul dat în administrarea Comunei Strugari prin HCL-ul numărul 59 din 16.11.2022 privind darea în administrarea Comunei Strugari județul Bacău a suprafeței de 1796 pășune comunală, proprietate privată a Comunei Scorțen de Bacău, situată în extra vilanul, identificat în acela conform codului din înregistrare de stat 60.195, număr cadastru 6.195, în vederea realizării de către UAT Comuna Strugari de sub Bacău a proiectului alimentare de apă și rețea de canalizare Comuna Strugari de sub Bacău. Deci, drept urmare, domnul președinte, vă rog să puneți la vot ordinea de zi suplimentare cu aceste două noi proiecte. Supunem la vot ordinea de zi și suplimentarea. Ok, trecem la articolul numărul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31.05.2023. Da? Sunt discuții sau... Nu, nu suntem care este pentru? Toată lumea.
Articolul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriilor de mijloace de transport ale personalului didactic și nedidactic, auxiliar de la școala gimnazială Scorțeni pentru luna mai 2023. Supunem la vot. Articolul numărul 3, proiect de hotărâre privind completarea nomenclatorului stradal al comunei Scorțeni, aprobat prin HCD Scorțeni 3, numărul 36 din 30.06.2022. Dacă sunt discuții sau supunem la vot, care este pentru? 13, da? Nu s-a schimbat 213 acolo, nu? 3. Sunt trecut în proiect de hotărâre. S-o primit apidul foarte greu de anul trecut, până acum vă dați seama. Articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local. Dacă... Aici vreau să vă scriu la cuvânt. Deci, domnul Franț, domnul Zanfirescu, domnul Tonic. Și domnul Cipcă. Domnul Franț, aveți cuvânt. Dacă ar fi dat domnul secretar să ne explice un pic mai bine despre ce este vorba. Da, știți dumneavoastră că de fiecare dată Consiliul Local trebuie să hotărască asupra ajutoarelor care le dăm pentru cei nevoie necese, pentru mormântări, pentru cei cu probleme. Și discutând cu cei de la Asistență Socială, am crezut cum un acord să facem un regulament. Și atunci, în cazul ăsta, să nu mai aprobăm de fiecare dată proiecte de hotărâri pentru anumite persoane. Atunci, dacă aprobăm regulamentul, totul se încadrează... Sunt niște criterii. Niște criterii ca să le lămurim odată. Știți că ăla vrea. Dar hai să facem un regulament care este supus spre aprobare. Este o comisie care a stabilit criteriile astea? Nu, sunt doar din legi. Sunt din legi, da. Da, după astea, mă sugați că intervin. Deci o să fie numai pentru înmormântarea asta. Hai să facem o chestie pentru, Doamne ferește, incendii. Sunt prinse. Sunt prinse că noi nu mai supunem la vot, dar atunci când se dă. Dacă se încadrează în ordine regulamentă, nu știu dacă e ok. Să lasă să scriu la cuvânt, să scriu de teren, nu care e. Domnul Braț, lăsați să-ți termini. Da, nu mai am. Domnul Zanfirescu. Da, am văzut și eu proiectul de hotărâre. Eu aici la stabilirea acordărilor ajutoarelor bănești, sumă de 2000 de lei, în baza anchetei sociale și actelor doveditoare prin dispoziția primarului. Eu aici vreau să vin cu un amendament să modificăm prin dispoziția primarului și spunem prin aprobarea și printr-o hotărâre a Consiliului Local. Eu nu sunt de acord ca prin dispoziția primarului ca noi să aprobăm tot acest regulament. Dacă cineva este de acord, vreau să vin cu amendament și aici să putem noi ca Consiliul Local să avem cunoștință de cauză pentru absolut toate ajutoarele care vor fi atribuite, să date celor care sunt menționați aici cu problemele care le au. Și vreau să fac un amendament aici pentru a modifica ajutoarele și acordarea lor prin dispoziția primarului. Spunem clar, prin hotărârea Consiliului Local și prin aprobarea Consiliului Local. Tot prin hotărâri din HCD, are niciun sens. Păi nu. Deci, aici vă gândim toate... Adică noi suntem excluși din acest... din acordarea acestor ajutoare. Îți spune prin dispoziția primarului. Noi, dacă respingem proiectul, mai venim cu un amendament în proiect. Adică să fie... Nu, nu se poate face un amendament în plen. Să aprobăm... Și de același ajutor. Să ajungem la starea inițială. Nu.
Păi și nu-i bine, așa de ce, dacă starea inițială, de ce nu-i bine? Pentru că sunt... Eu am venit cu un amendament. Dacă este respins, respinge, nu-i nicio problemă. Cine este de acord, este de acord, e simplu. Eu supun la vot acest amendament. Dacă colegii sunt de acord ca prin hotărâri de Consiliul Local să acorde aceste ajutoare. Nu prin dispoziția primară. În bază regulament. În bază regulament. Eu am venit cu un amendament în acest regulament. Să știm și noi care e prezentat în Consiliul Local. Da. Atât. Da. Orice caz va fi prezentat în Consiliul Local. Adică s-a spus pe cei doi la colegi. Sunt situații în care suma de ei s-ar putea să nu acoperi nevoie. Dar nu acoperi. Asta e. Sunt unii care n-au nevoie de suma asta și s-ar încadra, pentru că... Corect. Eu nu mă refer la sume, eu mă refer la noi să punem în discuții persoanele tot timpul. Care ajutor să fie știu. Tot timpul să punem în discuții de Consiliul Local, să știm și noi exact ce exact. Poți modifica și suma. Tot e de o hotărâre Consiliul Local și când am venit într-un exact. HL, suma se poate și suma. La un incendiu, vasta unei case, 2000 de lei, mi se pare... Cu puțin, nimic. Dar prin venirea cu un proiect de hotărâre Consiliul Local, se poate modifica și suma, deci, mai ales dacă sunt bani în buget. Deci, prin proiect ca să rămână la stare inițială. Haideți să ajutăm pe cei la doi colegi, domnul Deța. Da, același lucru. Deci am sesizat prin dispoziție de primar. Deci nu mi se pare corect, adică trebuie să fim înștiințați cu toții ceea ce și cum se duce. Ca să nu fie probleme pe viitor, adică se poate da un ajutor bănesc cine, chiar cine are nevoie sau se poate zice tu vezi că am dat că v-am dat. Ori atunci nu mi se pare normal. Mai este niște chestii aici, așa, regulamentul respectiv, dacă va trece. Deci se dă undeva, nu beneficiază de ajutor cine are mașini mai vechi de 10 ani. Deci poate să am mașina de 9 ani și pot să iau ajutor. Dar în restul nu luăm ajutor social dacă avem un cal. Dar aici ajutoare luăm. Ni se dă dacă avem mașină. Mai sunt iar niște aici, să ceri copii serios. Eu știu că legea parcă, printr-un proiect de hotărâre legislativ, parcă s-a eliminat cererea copilor. Dar noi tot la copii serios suntem. Așa. Care mai este? Da, ajutor de repatriere. Adică nu dă statul român ajutor de repatriere, dar dăm noi ca și primării. Deci avem infrastructură, avem apă, avem canalizare, avem de toate, dar dăm ajutoare de repatriere. Apropo de ce a zis și domnul Ondu mai înainte, de un, cumva de un incendiu, sunt foarte de acord să acordăm ajutoare, dar să știți că legea parcă, nu știu dacă ne zice, să avem și asigurări. Asigurările obligatoriu. Deci nu sunt eu ca primărie. Păi sunt criteriile acolo, cu omul trebuie să-ți vin cu niște documente. Și nu știu dacă și ceilalți colegi ai mei sunt de acord. Eu cred că aceste ajutoare ar fi bine să se dea tot prin hotărâre de Consiliul Local. Că până la urma urmei nu sunt zi de zi, sunt unul și unul când și când. Se poate face venit, cădem de comun de acord, așa e. Eu am eliminat absolut toate... Îl absolvim și pe domn primar de... Eu am eliminat toate suspiciunile din acest cadru, proiect cadru, pentru că prin hotărârea Consiliului Local noi vom studia absolut toate documentele care vin și vom vedea la momentul potrivit. Ce sumă ar fi? Ce sumă este bună de acordat? Da, dacă merită, dacă nu, vor veni cu documente... Documentele ne verifică... De la asistentă socială, da. Doar aprobăm sau... Păi da, dar vine proiect, cu toate proiectele de hotărâre, da, da, noi putem da. Aproba sau nu, acea sumă... Deci eu propun, să amânăm acest proiect, să vină într-o formă în care să fie acceptat de toți și să revenim asupra lui. Domnul Consiliul Local să fie... Dacă îmi permiteți să vă spun o chestie. La domnul în mormântare, ce scuze? Da, nici o problemă. Potriva doar am trecut pistei. Da? La ajutorul în mormântare spune că urmașii ne putem beneficia de ajutorul în mormântare din partea altor instituții. Să înțelegem că cei care, nu știu, beneficiază de alt ajutor, nu se mai încadrează în situația asta. Nu știu dacă este chiar corect. Adică, persoana decedată e... Nu știu, are la CRE sau are și primește de la CRE o sumă mică, noi nu mai putem ajuta sau... Da, sunt, aici e vorba și despre, spre exemplu, despre cei cu handicap. Cei cu handicap nu primesc de la stat absolut nimic, să știți.
Și... De asta ai venit subirea la greu. Exact. Ei nu primesc nimic de la stat. Cei cu ajutorul social primesc un ajutor de voluntari, dar cei de la Bohanica nu primesc ca să fie. În cazul ăsta, neamurile de-a de săraci s-a mărât și vai de capul lor, trebuie să ne dăm ceva. Doamna Vici, știți noi, ajungem în situația... Mă scuzați. Ajungem în situația în care un om care are nevoie de mai mulți bani la un ajutor de mormântare, mai mult de 2000 de lei, primăria n-a să poată să-i dea banii ăștia, din cauza că în regulament scrie 2000 de lei, punct. Și atât sunt. Dar noi să fim cei care hotărâm mai mare sau mai mic suma, depinde din cel care vrea. Se poate 1000 de lei. Dacă începe 1000 de lei, lăsăm 1000 de lei. Dacă începe... Sau cum a fost doamna Pușa, Mihai Țumolea, cum a fost doamna Pușa cu băiatul, cu ochii, cu ochelarii, cu doctorul, cum au fost mai multe cazuri. Dom'le, îi dăm, nu putem să-i dăm 100 de milioane vechi. Îi dăm jumătate sau mai puțin sau știu eu de mine. În funcție de necesitate și exact. În funcție de caz, de gravitatea lui... Și este și la primărie, da. Da, să rămână tot pentru... Haideți să rămână tot și de nostru. Da. La auzim și pe domnul Cipcă, după care... Da, și eu vreau să propun tot la fel cum a propus Mihaiță, amendament. Apreciat este că s-au gândit cei din primărie să facă acest regulament. E bine, pentru că odată ce noi degeaba spunem că analizăm, că știm, nu, de fiecare dată, în fiecare ședință, ne s-a dus cazul respectiv cu suma de. Nu cred că a analizat nimeni, nu s-au interesat, nu au văzut nimeni ce și cum. Odată s-au mai ce... depus chitanțe, de exemplu, nu mai Nu vreau să zic de partea consilierilor că nu au avut ei timp sau să vadă ce, cum, cât a fost sau despre ce sumă a fost vorba. Nu. E bine pentru că... De ce ziceți că nu consilierii? Păi să știți că au fost cazuri în care s-au respins. Da. Ai studiat vreodată? Da, bineînțeles. O sumă? Da, despre ce a fost vorba? Da. Eu chiar cred. De ce să rămână la dispoziția primarului? Dacă nu mă las să termin, nu înțeleg ce vreau să spun. Amendamentul e bun, propus de Mihăriță, vreau să-l propun și eu, dar e foarte bine că l-a propus de nostru. E bine să treacă prin comisie exact de asistență socială, să se facă o anchetă în anumite cazuri, ca și sumă, da, nu se încadrează. Pentru că, de exemplu, pot să fie, cum au zis și colegii, un incendiu sau ceva, aici trebuie nu 2000, între 2000 și 5000, de exemplu, la un, nu știu, casa cuiva, să-l ajutăm cu ceva mai mult. Să poți jongla din suma respectivă. Adică nu poți să bagi 2000 de lei pentru o mormântare și 2000 de lei pentru că eu ars casa. Doamne ferește, se poate întâmpla oricui. Într-adevăr, sunt asigurări sociale, sunt asigurări pentru case, sunt pentru... Nu știu dacă acoperă aia de bază incendiu. Nu acoperă. Și așa că degeaba ne zicem. Păi, nu ne putem duce nici într-o sumă foarte mare, că, de exemplu, chiar statul român a fost acum aluviun sau ce au fost cu apă din partea de est a României, unde chiar statul român a dat maxim 10.000 pentru o calamitate de 75% din locuințe. Adică, ca și stat. Noi, ca primărie, nu ne putem duce într-un 10.000 cât dă statul român. Dar putem jongla. Da, pentru hotărârea Consiliului Local și analiză foarte bine a situației respectivă, noi putem să respingem. Bugetul primăriei poți să dai. Bugetul. Dar proiectul nu respingi, că faci nu dacă respingi. Știți ce înseamnă că respingi proiectul? Respingi ajutoare. Rămânem la vechea să aprobă din HCL. Eu ce-am spus? Vor rămâne sumele până aprobăm restul. Și poți să dai suma care e maxim de HCL. Da, nu mai poți modifica. Ai deja regulamentul în baza căruia stabilești. Aprob sau nu aprob, suma deja e fixată și condițiile. Ca noi să stabilim noi, adică nu știu dacă este o persoană care are nevoie mai mare de 2000 lei sau mai mic de 2000 lei. Dar amendament că rămânem la același. Noi votăm în aceeași formă. Deci rămânem, votăm regulament. Avem niște condiții deja. Dacă l-am aprobat, ne cadrăm în condiții respective. Deci dacă l-am votat, regulamentul intră în vigoare. Înseamnă să mai modifici condițiile. Să rămânem la același... Nu e regulament. Da, e un regulament. E un regulament. Anexul la HCNS, dar grește condițiile. Și după aia să fii domnul consilier, să spui, domn primar, i-a dat ajutorul ăla, dar nu merita.
Păi nu, dar n-am spus treaba asta. Vreau să zic, din Consiliul Local. Haideți să încercăm să lămurim, să vedem ce aprobăm, ce nu. Păi ce nu? Respingem aprobările. Ce este pentru? Ce este potrivit? Propuneți amendamentul, în primul rând, domnul Mihăiță a supus acest amendament, da? Să se facă cu, în comisie, da? Exact comisia de asistență socială, dar apoi să vină inclusiv în Consiliul Local. Atunci, cum a zis Mihăiță, putem să hotărâm acum suma să nu fie maxim de 2000 de lei, să fie pentru cazuri speciale de 25. Dacă aprobăm regulamentul, este regulamentul care mi s-a pus în față, e simplu. Dar putem modifica. Domnul Sandi are dreptate. Spune să merge de la o sumă de 2000 la o sumă de 10.000. Și noi vă dăm Consiliul Local, să vedem suma exact pe care sau se poate stabili suma în Consiliu, fără sumă în proiect. Să se menționeze suma, se va Vine un alt ședință cu alte regulamente. Da, că s-au dat 3.000, 3.500, adică depinde de fac acasă. Majorat în funcție de profunzii. Proiectul în sine. Votăm pentru proiectul în sine sau întâi votăm pentru amendamentul? Păi proiectul prima dată... Primul. Dacă se opui proiectul, se regă... Eu zic să-l amânăm, domnul secretar. Dar de ce respingem și-o vine în altă formă. Vine în altă formă a proiectului. Să dreaptă de între 20 și 10.000. Nu, doamna Tamara. Ideea este deci să-l amânăm să vină într-o formă redactată în care să-l înțelegem. Că așa, asta nu-i suma... Deci proiectul se aprobă, dar... cu unele modificări. Revenirea asupra lui cel mai corect. Domnul... Supunem la vot întâi, sunteți de acord cu proiectul? Nu. Împotrivă? Trebuie să avem împotrivă? Eu m-am ținut. Ei, tot un fel. 6 împotrivă. Eu abțin. Și eu abțin. Și eu m-am abținut. Și domnul Cisca. Ce vă abțineți? Hai să facem forma, cum am vorbit a proiectului. Ce să vă abțineți dacă vreți să schimbăm forma? Deci dacă nu vreți să venim cu amendament, atunci înseamnă că respingem ajutoarele care sunt. Deci nu le respingem. Venim cu formă nouă. Cât ce le vine? Domn președinte, cel mai coleg, un coleg de-al nostru consilier a propus un amendament, trebuie să-i dăm curs acelui amendament dacă suntem, sau să revenim cu forma care am stabilit-o toți, că va fi la hotărârea Consiliului Local și cu sumele pe care le hotărâm noi, nu maxim 2 lei. Și este simplu. Asta e amendamentul, clar. Asta să ne... Proiectul în forma inițială a fost respins și acum supuneți la vot proiectul cu forma de amendament. Amendamentul supun așa. Da. Deci va fi dezbătut numai ședințele Consiliului Local și suma respectivă să varieze în funcție din necesitate și de cazul respectiv. De la 2.000 la 20.000. Să nu fie maxim 2.000. Cum facem? Respingem proiectul și domnul consilier, eu ar zice să mă... Mă rog, este timp în luna viitoare. Să faceți dumneavoastră, sau pe comis, sau cum faceți, să lămurim aspectele... Doamne, dar este simplu. De ce să mai lămurim? Supune la vot amendamentul care eu l-am propus. Domnul președinte. Supune la vot amendamentul. Proiectul în forma în care este s-a respins, se va aproba proiectul fără sumele stabilite, minime și maxime. Să va stabili suma în ședința Consiliului.
asta e. Nu, să vină alt proiect, eu propun ca hotărârea să fie luată de Consiliul Local și sumele să fie stabilite tot în Consiliul Local, mine și mă. Scurt. De necesitate. Da, de necesitate. Nu se poate. Să revină asupra proiectului. Ar fi invers. Cum să vă zic? Să vedem la votamentamentul și după aia cine este acordul proiectului. Sunteți de acord să-l aprobăm în forma propusă de domnul Mihăință? Da. Atunci înainte să modificați, domnul secretar, forma inițială și o aprobăm forma modificată, propusă de domnul Mihăință. Supuneți la vot, domnul președinte, dacă mă... Supunem la vot amendamentul domnului Zanfirescu. Care este? Toată lumea de acord. Deci, la amendamentul domnului consilier Zanfirescu se va, un piculeț, se va menționa. Să nu se, ajutoarele să nu se dea prin dispoziția primarului. Da. Ce prin parcele? Eu o dată de prin parcele. Aici, dumneavoastră, mai propuneți... Sumele sunt stabilite tot din... Eliminarea pragului valoric. Da. Acum, nu știu, cu eliminarea asta trebuie să fie un maxim și un minim. Păi, dar tot ca și tot se stabile. Puneți 2000 și 5000. Între 2000 și 5000. Dar tot noi stabilim. De ce să fixăm un minim și un maxim? Păi aici e problema. Poți să fixezi 500 minim și să-i duci la 5000. În funcție de necesitate, în funcție de necesitate, tot în Consiliu îl stabilim. Adică pragul tot noi îl stabilim în Consiliu. Că dacă pui eu minimal 2000, nu are nevoie... Sumele să fie stabilite tot pe hotărârea Consiliului Local. Exact. În funcție din nevoie la solicitatului. Domnul primar, de propunerea și mai hotărârea cu un Consiliul Local, vom hotărâ dacă suma crește sau scade sau rămâne aici. Dacă îi pui minimul 2000 și omului vrei să-i dai 1000, tu trebuie să-i dai 2000. Că asta e problemă. Deci așa o să formulăm în... ca și amendament la regulament, ajutorul să nu se mai facă prin dispoziția primarului, ci prin HCL, să fie clar, înțeles. Și ce propunere de domnul consilier Zanfirescu, și în funcție de nevoi, de, a solicitantului, de voi, cererea solicitantului, se va analiza. Și suma. Se va analiza. Contravalarea. Suma stabilită. Contravalarea necesităților care sunt. Da. Și atunci, domnilor consilieri, haideți să lămurim treaba, să luăm de la capăt. Da? Privitor la... Deci se aprobă proiectul de hotărâre privind regulamentul cu amendamentele propuse de... Exact. Da, așa, care face modificările și atunci... Și rămâne, rămâne, deci rămâne și atunci supunem la vot proiectul cu amendamentul... Amendamentul respectiv. Da. Cine este de acord? Primul proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor SC compania Romfren Service SA, conform raportului expertului cooptat de către ADES Bacău, de către OAP-uri, membre parte din contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale din județul Bacău. Dacă sunt discuții, cine se înscrie? Domnul Cipcă, domnul Zanfirescu, domnul Cipcă, aveți cuvânt. Am văzut că aici, în acest tabel, toate, adică sunt 5 tipuri de deșeuri care vor fi influențate ca și preț. Unul este în creștere cu 200 de lei, restul sunt scădere. Scăderea sau creșterea? Eu am mai întrebat și când a fost cu scăderea deșeurilor reciclabile. Cum va influența persoana fizică care plătește către primărie? Sumele respective vor fi influențate, vor scădea, vor crește, adică în funcție de ceea ce va fi stabilit la aceste regulamente, aceste sume. Domnilor consilieri, de asta ar fi fost introdus peste vremea de zi acest proiect. Noi tot draftul care el a pus la dispoziție sunt stabilit în urma unui raport în specialitate, de expertiză,
care o analizați. Eu nu pot să vă spun, nu sunt măsură să vă spun dumneavoastră valorile care și cum să stabilesc. Expertul care a făcut aceste măsurători, știi, a fost stabilit de Consiliul Județean, de cei de la Rompres și de la ADIP, de la ADIS. Deci, vedeți dumneavoastră, scrie sus, dacă l-am pus și la mape, un extras. Acest raport final, privind analiza documentației aferente propunerii de modificare a tarifelor aplicate în cadrul contractului de delegare gestiune din 2015, este făcută de un expert, agreat de ambele instituții, compania Rompres, deci această societate Exim Iuliana Stelenita din Dorogoi. Deci au fost agreat de ambele părți, în care noi, ca și instituții, suntem parte semnătară a asociației. Mai mult de atât, da? Vedeți dumneavoastră că s-au făcut o sumedire de calcule și anterior și acum s-a stabilit că sumele sunt cele care sunt trecute în proiectul de hotărâre, proiectul de hotărâre care l-am primit în draft direct de la ADIP Bacău. Deci, ca atare la ADIP Bacău. Deci, drept urmare, nu am ce să vă spun, pentru că ele sunt stabilite la nivel de județ. Unele au crescut, unele au scăzut. Da. Nu au fost. Multe din ele sunt care au scăzut. O să mai vorbesc? Da, spuneți domnule. Da. Reformulez sau reiau. Aceste propuneri vin în fiecare an făcute, pe anul în curs și pe anul viitor, cum a fost și anul trecut. Da? Anul trecut a fost propunerea pentru anul ăsta de 481. Acest delegat care spuneți dumneavoastră a făcut un studiu sau cu inflație, cu ce de făcut, de la 481, mă refer la deșeul rezidual, de la 481 nu a lăsat suma respectivă, a rămas 456, da? Pe torn. Toate au scăzut, în afară de cel cu mobilier și așa, ăla a crescut cu vreo 23 de lei. Dar pe noi, ca persoane fizice ale comunii, a... Adică taxa de gunoi se taxa de gunoi. Păi normal că scade. Nu. De ce nu? A fost scădere de la 700 de lei, da? Sau de la 900 de lei, nu știu cât era pentru reciclabil, la 700. Da. Ați simțit ceva? S-a mărit tonajul. Dar vă poți să mai mult? De. Ce s-a mărit oameni? Cum se simți? Nu se simți. Dar urmărește cineva? Nu se mărească tonajul dacă ne-a spus toate coșurile de gunoi reziduale și tot ce este rezidual se duce în cel de plastic și de alea. Ăla intră ca fiind neconform și nu mai nimic reciclabil. A făcut un lucru foarte bun. Este, da. Foarte bun a făcut. Deci ce să... Ce să domnul Cercu, dar problema Rompresul... Când că Rompresul vine pentru 3-4 comuni odată. Niciodată când am dus noi separat gunoiul, nu au fost decât o singură dată când am fost eu la cântar și s-a cântărit de față cu mine. Dar ei nu vin. Selectiv, nu cântăresc selectivul. Da. Vorbim și... Da, păi din selectiv prima dată. Pentru că... Lasă-mă să termin de vorbit. Pentru că vine strugare, vine Berești și Scolțenii, au făcut 10 toni, să zicem. Dar nu știu, cât au făcut scorțenii, cât au făcut strugarii. Ei se uită și la tomberoane. Să zicem, un tomberoan e pe jumătate. Ei au deja cu bază, ca și cu bază. Exact, așa. Da. Nu contează, la plastic cât e jumătate de tomberoan. Atât. Ei îți fac un total. Pentru că n-ai... Dacă ar fi pe comunii separat, da? Să zicem... Dacă am avea, de exemplu, tomberoane de aia cu compactare, cu alea, care, bine, sunt de bani. Știți cum au cântat cu mașină? Nu, au cu mașină cântat. Nu, nu, nu. Eu am fost, când am fost, nu, mie mi-au cântărit acolo, descărcat pe rampă direct a fost. Nu mașina selectivă, dumneavoastră a venit cu mașina primăriei. La selectiv la selectiv. Mașinile selectiv, care colectează selectiv au cântare pe mașină. Și în momentul în care tomberoanele și în momentul în care bubelele nu-i gunoiul selectiv, îl încarcă la acel amenajer. Deci e simplu. Nimeni nu vine. De câte ori ați văzut că a venit cu mașină selectivă să iei un tomberon? Ăla de sticlă, ăla de hârtie, ăla de asta. Nu, vine și ălea și îl pune tot la fel. Sau mai nu se selectează. Nu se selectează. Noi și am fost selectiv. Dar nu se selectează. Păi nu se selectează, pentru că dacă avem două tomberoane, da? Unul e plastic, unul e metal și mai este unul normal și ăla normal e plin, unde se mai pune? Domnul George. Eu la mine la Sânduleni, vreau să vă zic partea de la Sânduleni, este tomberon selectiv, la punct în vin, la mine, așa, la Sânduleni, este pubelă de selectiv pentru sticlă și chiar m-am uitat ultima dată, a fost plin numai cu sticlă și când a venit Rompresul l-a descărcat în mașina de gunoi menajer, toată sticla.
altă treabă. Înseamnă că asta e numai o formalitate. Băi, ia, da, eu... Vă spunem că mă rog mai mult cu stic, deci de-aia. E o formalitate. Deci aici, dacă nu aveți un răspuns acum, nu, referitor la sumele acestea, eu am mai întrebat și când a fost cu scăderea prețului la deșeul reciclat, adică folii, sticlul, cartonul. Haideți să-l ascultăm pe domnul Cic. Să ne veniți, să veniți cu un răspuns tura viitoare, să știm și noi. Va scădea, nu va scădea, va rămâne același, ăsta e doar așa între primării și Adis și Romprez, dar persoanele fizice au stabilit prețul respectiv, care va crește în continuu, că ăsta e... dispus. Cine nu știe oricum, ăsta e prin contractul inițial ăsta au fost, e în creștere continuă. Adică noi putem să facem selecții totale și să facem în așa fel încât să avem cele mai mici pierderi sau deșeuri amestecat. Prețul pentru persoană fizică din contract oricum va crește continuu, până nu știu ce an când se va termina contractul. Bine, și contractul după aia va fi renoit sau ce va fi făcut. Veniți cu, nu știu, o soluție. Eu nu am vrut să aduc soluții din moment ce este la nivel de județ făcut... Domn secretar, nu vă trebuie sumile astea. Sumile astea sunt clare. Ele sunt în scăderi, sunt stabilite de către acel expert. Nu vă trebuie sumile astea. Eu vă trebuie suma care o plătesc eu și fiecare persoană fizică. Pe persoană. Noi plătim pe persoană. Prețul final crește sau scade? Aici este răspuns. Dacă scade sau își păstrează... Prețul va scădea, dar va crește tonajul, să fie... Nu va scădea prețul. Acum mai bine de jumătate de an, dacă nu e un an, a fost scăderea de vreo 200 de lei pe partea de reciclare. S-au făcut pe Florești acel proiect, da? Acolo nu puteți spune că nu s-au selectat. S-au selectat. Este și tonajul, dar nu puteți cu ăștia salariile, îți dai salariile. Dar o scăzut prețul la persoană, nu o scăzut. Adică degeaba zicem. Aici deja e scădere, 16 lei, 25 lei. Atunci a fost de 200 și 25 lei. Domnul, ca o părere personală, n-are cum să scadă în momentul în care noi, ca și primărie, mereu plătim bani, fiindcă nu se colectează destui bani pentru ca să plătim gunoiul. Și primăria mereu plătește, deci sunt privați. Coleg, dar și primăria are zile, pentru că am observat să fac colectări selective, da? Și spune, cei interesați să prezinte la scorțeni cu patul, cu frigiderul, cu... Păi cu ce să-l aduc cu omul de la Vigoreni, de la Rupa Epi, de la Florești? Cu ce să vină? Adevărat. Păi de ce nu se... De ce nu v-ați mulțumit? Haideți, domnule, să punem un deșeu, un contact de mânăța de deșeuri în fiecare sală. Și să-l lasă acolo într-o poziție fixă și omul să duce acolo și nu-l poate tăia, să-l bage cu portul, e trebuit. Și numeroanele splini cu salderii, cu arcuri, cu toți. Domnul secretar, o întrebare asupra acestui proiect. Noi votăm într-o formă, da sau nu? Votul final, cine-l are? Domnul primar, că pe el este mandatorul, da? Da, deci propunii să puternicești, așa cum aveți și în mapă. Articolul 3, deci se propune împuternicirea domnului, având calitatea de reprezentant al Comunei Scorțeni în adunarea generală Asociației Adi Bacău, pentru salarizare așa, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 și 2 privind valorile. Acum, dumneavoastră, sunteți factorul decizional. Da. Deci asta se face la nivel, se face la nivel de județ. Mai aveți ceva de spus, domnul Cicăr? Persoanele juridice, cum plătesc acest gunoi? Ca și persoanele fizice? Aici, în primul rând, nu mă interesează de toate persoanele juridice. De exemplu, aceeași problemă cu cei de la drumul de la Florești. De fiecare dată, la fiecare săptămână, au, nu știu, 9, 10, 11 tonbiroane câte au, mereu splinele ridică romprezul. La magazine sau unde mai sunt, au văzut că există persoana din mașină, cu un tabel, se duce, semnează, îi dă ceva, acolo nu, nu am văzut nimic. Sunt 9 tonbiroane, care noi, pline, nu vorbim că e pe jumate, pline. Alea nu intră în tonajul comun. M-am interesat de asta. Da. Are cum să eu n-am văzut pe nimeni să ducă, să semneze, să-i spună... Păi să era contractul cu în general. Nu intră în tonajul comun. Chiar m-am interesat și cu adițele. Am zis și am obținut într-un tonajul comun. Că strânge toate parcările. Și atunci întreba ceva. Așa știu, acum nu știu dacă e adevărat. La Sândulei știu că primarul de la Sândulei s-a dus la tot... Și acolo este tot așa de drumul. S-a dus și a ridicat tot ce-a fost tonberonul de lor de acolo.
de la vor fi fost ale lor, nu în început. Nu o ia la societăți, societățile au posibilitatea să-și încheie contracte din prestări servicii. Și stabilește cu prestatorul să vină, odată pe săptămână, odată la două săptămâni și plătești. Eu ceea ce v-am zis, am urmărit de mai multe ori, nu am văzut pe nimeni să zic cum se duce la un magazin, cu mapa în mână, cu semnătură, cu ștampilă, să-i dă foiță de aia, că ai avut 0,25 metri cub sau că ai avut. Ai intrat, ai deschis porțile, o dus afară, o răsturnat, nouă tomberoane, 11, câte sunt, și-o plecat. Dacă așa e contractul între ei, să-i ridice nouă tomberoane pe lună sau... Din partea primăriei Scorțeni, Rompresul nu a fost deranjat din loc. Deci nu a venit nimeni să-i controleze. Niciodată. Niciodată n-am văzut polițistul comunitar. Sunt primării care polițistul comunitar se duce cu mașina de Rompres, de reportare. Și se duce la dimineața. Se duce dimineața când pleacă mașina. La noi poți să vină, dar la noi la ce să vină la control dacă noi avem doar tomberon de rezidu? Nu ai înțeleg, ce poți să facă? Ce se face? Ce se face? Când dai de carton, când dai de bagajă, când dai de zic, și vede că nu e confort. De exemplu, sunt probleme în care lumea aruncă crengi, eu știu, fân sau așa. Știi că nu le-au luat, de multe ori nu le-au luat, le-au lăsat. Nu le-au luat prețul. Le-au lăsat și le-au hai să supunem la vot. Domnul Cipu, că mai aveți? Nu, am terminat. Domnul Zanfirescu, aveți cuvântul. Da, nu aveți, domnul Cipu, ce a fost discutat, dar nu ce să iau din lumea. La punctul ăsta cu drumul. Așa că vreți să văd dacă... Tonderoane de la drumul, să vedem un pic, dar să poată aduce în Consiliu, în ședința următoare, să vedem cum plătesc, sau în ce bază. Îi pe cum e la magazin. Mai ce liniște lămurii și la... Să vedem despre ce vorba. Dar că acolo vine, adună bunoi... Asta e ca să la bunoi. Puneți la suport, nu văd. Supunem la vot război, dacă... Trebuie, cine este pentru? Ce doar nu mă rezultați. Da, da. Trece la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea construcțiilor care afectează terenul dat în administrare comunii Strugari prin HCL 59 din 16-11-2022 privind darea în administrarea comunii Strugari, județul Bacău, a suprafeții de 1796 metri pătrați, pășune comunală. Discuții dacă... Discuții. Domnul Toni și domnul Mihăiță. Hai să vă să vă spuneți, domnul Toni. Domnul secretar, terenul care se dă nu pentru, se dă pentru totdeauna sau... E pentru, chiar dacă citiți în contextul, noi l-am dat. Pentru desfășurarea lucrărilor care e pentru anul, nu? Da. Păi să termine toată treaba, noi l-am dat anul trecut. Știu. Așa, să continui treaba acum, atunci, realizarea a proiectelor de apă ce au acolo. Să aduce la... La Starin. Vă mulțumesc. Domnul Zanfirescu. Da. Întrebam pe domnul secretar, dacă domnul primar nu este, ca să ne lămurească într-o problemă. Nu știu, cu felicitări colegilor de la Strugari, comunii noastre, comunii vecini. Dar în proiectul respectiv, nu știu dacă domnul primar s-a adresat cumva cu solicitare primăriei de la Strugari. Poate și pe noi ne ajuta să ne lese și nouă, nu știu, o robinet de apă, o canea acolo la punctul respectiv. Măcar pentru crescători de animale, nu știu ce să zic, acolo oamenii se chinuie tare. Adică mă refer... O chestie simplă, adică nu știu, poate deși erau de acord, cred că nu ne respingea treaba asta, nu știu sigur, măcar cu o întrebare, cu o solicitare către domnul primar de la Strugari, dacă ne putea ajuta cu chestia. Pot lămuri, proiectul în sine pleacă cu conducta principală, se duce la Năsuiești și de la Năsuiești, după ce îi faci acolo filtrări, vine înapoi. La oameni. Eu mă referiam jos aici la unii o să montez copilii. Pe presiunea care azi, nu cred că ți-am lăsat. Nu mă refer la presiune. Eu mă refer aici jos unii au punctul ăsta. Nu știu, pompi, cred că o să spun acum. Avem proiectul de apă care vine acum în Greță. Ce de mai... Eu mă întrebam că fapt divers. Dacă cumva a fost întrebat domnul primar de la Strugari, să ne ajute și tu noi cu un robinet de apă, nu știu, cu o canea, cu eu ceva. Eu i-aș propune lui domnul primar să prezintă. Proiectul este executat din
prestator. Corect, corect, corect. Am înțeles. Este proiect așa necunoscut. Exact, știu, dar am înțeles momentul care unui proiect. Nu poți să modificăm. Deci am mai comună. Nu poți să modificăm. Nu ți-o modificare de proiect. Ne înțăpăm noi așa parte. Mă gândeam, poate domnul de la Strugari erau binevoitori și ne puteau ajuta cu chestia asta să ne dea și nouă patiu. Trebuie să fie și legal ca să vă facă. Legal, legal. Dar nu știu acum, nu știm, tot acest proiect este pe fonduri europene sau pe buget, nu știu dacă... O secretar, aveți cunoștință? De unde din bugetul comunii? Păi nu întrebăm, că poate dăm și n-am. Eu știu, au o parte din buget, o parte din proiect, finanțării CNI sau... Vedeți că durează implementarea unui proiect și câte avize și câte hârtini trebuiesc. În momentul în care mai veniți noi, părerea mea, să facem o modificare la un proiect, dar acum, care știți foarte bine câtă muncă se duce și nu poți să faci o modificare de proiect. Nu se poate, da, de la el. Da, domnul Zafirescu. Da, eu am zis numai atât ca fapt. Deci dacă s-a făcut o adresă către... Trebuie să-l facă cei de la Rugari. Da. Am zis așa, 4 oamenii erau și n-a dat și nouă. Bine, a dat și o zi. Noi le aprobăm să le dăm să folosească terenul de 1796. O să ne întoarcă moneda când o să ne tragem. Nu, bravo lor! Haideți să-ți pune la vot proiectul. Cine este pentru? În totalitate. Da. Problemă. Stați puțin. Două secunde și trecem și la... Este o cerere înregistrată de domnul consilier Cică, în data de 13.06.2023. O să dau și o citire, că totul este transparent la noi, da. În care spune subsemnatul Cică Ionuț, în calitate de consilier local al Comunei Scorceni, vă rog să supuneți în cadrul ședinței din luna iunie înființarea echipei de fotbal la nivelul Comunei Scorceni, următoarele propuneri de denumire. Este, 1. Ar fi Asociația Flores Scorțeni, 2. Asociația Sportivă FSG Scorțeni și la punctul 3. Asociația Sportivă Viitorul Scorțeni, în vederea obținerii avizului de rezervare a denumirii de la Ministerul Justiției. Eu am discutat cu domnul Ciptor, i-am spus că aceste denumiri trebuie aduse la cunoștința Consiliului Local. Să vedem că, într-adevăr, pentru avizul de rezervare a denumirii, este nevoie de trei denumiri ca să aleagă ministerul să se încadreze în calupul mare, la nivel de țară. Astea ar fi niște propuneri. De asta am și zis că e adus în Consiliul Local, înaintea documentației, pentru... A nu spune că va lua cineva o decizie. Sigur, sau... Dar e transparență și... Astea sunt niște propuneri. Din partea tinerilor, domnul Cipcu, o întrebare. Da. Vă mandatați băieții din care se ocupă, adică echipa băieții, tineretul sau așa, să-i reprezentați sau asta e doar o propunere de consilier? Vreți să-ți arăt mandatul? Nu, eu am zis dacă... Puteți să o faci oricine, cred. Asociații cu membrii. Da, domnule, o să fie făcut tot prin primărie. Păi cum prin primărie, da? Vorbim una, facem altă. La ședința trecută așa am stabilit, împreună cu dumneavoastră, nu? Să înființează o asociație care va fi sponsorizată de primărie. A fost doar o discuție, da? Rămâne tot ce este, rămâne la aceeași propunere inițială de a face primăria echipa de fond. Simt. Eu cred că proiectul ăsta de hotărâri nu poate fi supus aprobării în condiții în care domnul primar nu este. Da? Pentru că ridică mai multe probleme, inclusiv domnul secretar, vă rog să mai citiți o dată, dacă nu îl zic eu
din nou, să vedem ce spune proiectul respectiv. Nu e niciun proiect de hotărâre. Este o propunere de nume, ca domnul secretar să înainteze cele trei denumiri pentru a facă o denumire. Păi dumneavoastră dați drumul la echipa care va fi a primăriei, care domnul primar nu este aici și nu poate să ne spună ce se întâmplă, cum se întâmplă. Poate dumneavoastră este cel coordonator principal din credință. Domnul secretar. El așa? Este semnat. Este semnat domnul primar, dar ce vreau să eu nu lipsa domnului nicio hotărâre. Acum... Dar este aprobată cererea respectivă pentru a veni de domnul primar este aprobată. Este domnul Cip. Am văzut-o. Deci, în calitate de consilier, vă rog să supuneți în cadrul ședinței din luna asta cele trei denumiri. Sunt pentru înființarea societății sportive. Asta e denumirile. Ca să poată merge mai departe. Asociația sportivă face primăria rezervarea, să înțeleg, asta se dorește. Să rezerve primăria și primăria să înființeze. Nu știu, eu cine dumneavoastră... Primăria să înființeze asociația, asta se dorește. Dar nu știu dacă este sursă de finanțare. Trebuie să mergi din pas în pas. Dacă ne luăm din surse de finanțare la jumătatea anului, noi când la început, la buget, au fost prinse acele patru amendamente aduse de mine și noi ne luăm acum când avem 600 de lei. Atâta e în jur de 3.000 costă toată treaba, da? V-am mai spus că nu costă 3.000 de lei. În jur de 3.000 costă toată treaba ca să nu se ocupe de un secretar sau să nu se ocupe altcineva. În jur de 3.000. Cu tot ce este avizii, tot ce este legalizări și tot. E 3.000 ca să poți să înființezi. Deci nu este 3.000, domnul Cip. V-am spus că o înființez cu suma minimă. Dar plătiți doar taxe. Nu mai plătiți taxe de reprezentare. Onorariul unei persoane care face așa ceva e undeva la 600. Domnul Cip, că eu înființez și nu mai plătiți onorariul. Okay. Nu plătiți 600-800. Da? E 2.200. Nu e 3.000. 2.200. Domnul Cipu, dar te discuți cu domnul primar și... Dar dumneavoastră, dacă o faceți... Au fost de acord, nu să vă ajute să faceți treaba. Dumneavoastră, dacă o faceți, cum am discutat, da? Dacă îi să o facem pe persoană fizică, pe asta, da? Pe persoană fizică nu se poate face. Ba, se pot face. O pot face pe persoană. Se face un parteneriat cu primăria și primăria vă sponsorizează. Nu așa a stabilit că facem? Acum veniți și vă suciți, vreau să vreți să faceți primăria și supuneți cererea conține care domnul primar nu este aici ca să lămurim problema? Dar nu cred că se poate discuta problema asta fără domnul primar, care este ordonatorul principal de credit. Da. Nu, este numai de numire. Inclusiv, nu sunt împotrivă. Ba, da. Păi nu, primul că... Dacă v-am spus că vă ajut să înființați asociația... Nu trebuie să mă ajut pe mine, eu nu o fac numele meu. Dacă vreau să fac, o făceam pe persoană fizică și nu mă mai interesa. Veneam la primărie, pur și simplu, cu altele, sponsorizeam. Dar nu-i dădeam nici ase viitorul sportiv. Denumirea, înțelegi? Nu mai vine cu propunerii Consiliul Local, aici cred. E o echipă de fotbal la Comunii Scorțeni. Nu e a mea sau a lui Migăriță sau... Deocamdată nu este, vreau să o înființăm. Păi da. Și din ianuarie tot spun și vorbim și la buget am fost de acord. Așa cu suma aia care a fost pus să fie prins. Și am zis că la rectificări o să fie. Spune-mi că nu sunt bani, că nu știu ce, că nu știe domn primar. Dar domn primar până în 30 iunie nu știe de așa ceva. Eu am adus foaia aia de o lună de zile la primărie. Domn primar nu știe. Echipul înființată a primăriei, asta însemnifică... Nu se dăm de o numire, o să plătească niște bani, să o înregistrezi. Asta semnifică jucători și de la Bere, și de la Scorțeni, și de la... Da, domnul Tore, dacă nu știți exact, noi avem jucători de la Scorțeni, și avem de la Florești, avem și din alte părți, nu numai din Florești. Nu facem pentru Florești, după faza asta, după faza asta cu denumirea, ce de vreau să faci, domnul secretar? Trebuie să facă de lucrurile Ministerul Justiției, pentru dar pe cine treci în titular, adresă către Ministerul Justiției, aici e toată problema, domnul... Domnul secretar, ce zice, o să răgânăm și o... Dar nu ne cază lămurit, mă întrebăm, domnul doamne, data trecută, că facem prin asociații. N-am stabilit nimic, păi cum asta? Eu asociații, o faci din primărie. Domnul primar și spune că dânsul și-o luat angajamentul, vrea să susțină treaba asta, nu, 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 dar nu e proiect de hotărâre și noi nu facem un HCL-ul acum. Este o denumire, atât, e simplu. Adică se dă o denumire la un
asociație. Și și denumirea asta care se dă, propunerea, da? Nu, nu o dăm noi. Da? Noi propunem, apropo, propunerea, da? Se înregistrează pe site-ul Ministerului de Justiție, da? Și ei aprobă. Dar cine este titularul? Păi în numele cui faci cererea la minister? Păi vrea să o facă în numele primăriei, da? Păi, nu știu, domnul secretar, este aprobare, așa ceva. Știți de ce? Păi nu, stați un pic, de ce suntem în faza incipientă în care trebuie să făcuți următoarele demersuri. Primul pas este aprobarea la Ministerul Justiției a denumirii. Da. Dar noi, pe cine facem? Cine face cerere? Cine face titularul? Îți trebuie și se... Titularul denumirii, da? Da. Denumirea se face de către un persoan. Fizică sau juridică, da. Solicitarea către... Primăria Sorțenței. Primăria Sorțenței. Este de acord, domnul secretar, știți? Aveți cunoștință? Eu nu vorba cu domnul consilier. Pentru că întrebați, sunteți secretar și cred că un act. Trebuie făcut un act constitutiv, da? Este statutul, care este... E legea 26. Păi o sponsorizare nu zice nimeni, nimic. Păi, nu suntem la sponsorizare acum, suntem cine ia echipa și dacă ia primăria, primăria o să decide numele echipei, că e primărie, de echipa primăriei. Ca aici trebuie legitimat jucătorii, de fapt, legitimat mesajul. Aici e sau de faci, deocamdată se înființează, dar să ajung acolo. La primăria. Trebuie autocar, domnul Sindus i-a dus la deplasări. Eu zic, așa, facem într-o zi. Trebuie să plătești jucătorii. Atâtea discuții. Copiii sunt în vacanță, luăm microbuzul, vorbim cu domnul șofer, să ne ducă într-un tren la Berești, să vedem cum pot ei și fac așa, au echipă de 5-6 ani, prin primărie. Noi nu putem, domnule, nu există, n-ai cum pe tine, n-ai de ce. Mergem acolo și facem, domnule, trebuie. Vin alții, mai o fac. Eu doamne, nu sunt multe. Ca să stai cu gândești, păi, s-o interesat să vadă cum este, dacă domnul Cip vrea să o ființeze, nu se vine și cu propunere. Bă, așa au făcut Berești, hai să facem și noi. Dar nu vreți să vă aduc și acte de ziua pe acolo. Păi ce să mai domnul? Hai să fac tot, toate documentații, o aduc direct, ăsta a avizat tot. Nu mai vorbiți și nu faceți medica, da? Și vreți să se facă. Da, ce facem? Trecem, stăm iară, ce? Nu zice nimeni, dar trebuie văzut, fac și eu, să fie domn primar de față, să vedem exact. Și cererea dumneavoastră trebuie să concretizeze un proiect de hotărâri, în primul rând. Ca să fie proiect de hotărâri, trebuia cum ar fi alt. Nu, e o propunere, deci, propunere de denumiri. Da, domnul, ce propunere de proiect de hotărâri, de stabilirea de nume. E pur și ca un nume la un copil, l-ai pus acolo când te-ai dus, dar abia pui copilul. Cine-i tata la copil? Așa e și aici. Da, cine și-a angajat? Cine și-a angajamentul ăsta? Eu nu știu, n-am discutat. Nu vă lăsați angajamentul să fie, nu știu, Victor Scoțeni? Puneți, domnule, viitorul Ciungar, dacă nu-i pun Victor Scoțeni. Cine reprezint... Primăria și angajamentul, pe cine? Domnul trebuie să-și pună cum... Primăria o să depună în acte respective un președinte, un vicepreședinte și trei membri. Și hotărăște o acum, asta trebuie să hotărați primarul ăsta. Doamne, deocamdată nu e în faza de a face chestia asta. E pentru denumire. Denumirea asta durează. Deci noi n-am întrebat. Domnul secretar, am făcut de îndată, am făcut ședinții teste extraordinare. Când vine domnul primar, haideți ne întâlnim, uite, eu sunt dispus să venim, discutăm, facem o ședință de îndată sau... vedem exact dacă este necesar acordul Consiliului Local și pentru denumire și pentru toate chestiile astea și de înființat, dacă s-a pornit, haideți să o înființăm. Că nu este greu. Dacă are Berești, doar o să denotim, o să fie costuri, o să fie din partea primării, dar asta este. Problema este că tot Consiliul Local hotărăște dacă această echipă va fi preluată din primărie. Nu hotărăște domnul primar. Adică dânsul opinii cu propuneri, dar tot pentru hotărârea Consiliului Local noi vom decide dacă această echipă va lua să știm și pașii care urmează, nu? Aprobăm acum denumirea, da? De fapt, care va fi, poate, dacă va fi sau nu va fi de către Ministerul Justiției. Da, dar trebuie să știm pasul următor, dar cine o stabilește? Cine o face de justiție? Păi haideți să dăm un proiect de HCR de înființarea echipei, da? Și pe urmă stabilim denumirea, stabilim tot. Eu ca și intenție o văd bună, este ok. Treaba este că nu este un proiect foarte bine pus la punct.
Trebuie făcut un proiect de hotărâre de înființare a echipei. Primul pas. Consiliul local și-a asumat răspunderea de înființare a echipei și, până la urmă, urmează pașii. De stabilire de numiri, numirii membrii de conducere, redactarea constitutiv și așa mai departe. Da, uite, domnul, ce faci să vin un proiect de hotărâre în ședința Consiliului Local și noi o să fim de acord? Facem și dacă domnul primar nu propune, propune de la Consiliul Local și noi o să apropăm. Dar trebuie să spunem la vot proiectul de înființare, în primul rând, da? Noi înființăm o echipă. Cu cine numirii, în ce condiții, vom vedea în parcurs. Iar în proiectul de hotărâre trebuie de făcut toți pașii până la ultimele costuri. Pe an, pe an, pe an. Atâta să avem, ca să consilierul să știe, bă, asta avem o cătă de costuri. Stabilește un buget, o estimare. Și atunci, primăria nu... La bugetul inițial am venit noi, cu primăria. Îl am și acum de la AGV, 25.000 de lei, cu tot pe an, cu echipa și cu decizie. O să lucre de 25.000 de lei. Tu analiză, pe nu știu ce, pe până la urși copii ăștia au acest drept, nu? Pentru tine. Comuna cinstea lor și cu altele tragi și pe inima când văd ca o... Lăsăm să stea pe TikTok, dacă nu știu. Da, doamne, să facem. Dar haideți să facem un pas legal, adică să fie următorul pas legal. Hai, legem numele comunei, ce se întâmplă după ce legem? Ministerul Justiției, ce se întâmplă? Următorul pas. Mergem către Ministerul Justiției, nu se... Cam o lună, o lună jumătate până în primitie. Da, primăria va face demersul către Ministerul Justiției să se apropie numele care au fost propus, nu? Da, 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 domnule secretar, eu propun următoarea lucru. Și doamne, sunteți de acord. Facem un proiect de hotărâre la ședința următoare de înființare echipei. Da. Înființarea unei asociații sportive. Asociații sportive. O să punem la vot dacă se aprobă. Eu trebuie să aprobă. Suntem de acord cu ea. Dar luați acasă la ședință. Dacă nu faceți un proiect de hotărâre, știu că proiectul de hotărâre foarte greu merg aici dacă sunt propus de consilieri locali. Are domnul ăsta, domnul Adiță Balcău, de vreo 3 luni de zile, da. Proiectul de hotărâre și nu știu ce l-am supus spre analize la Comisia Județeană. De 3 luni? Da. Este acolo, am fost cu Balcani cu aceeași problemă, doar doamna nu s-a știe că a venit consilierul de acolo cu pădurea și omul și-o dat și el seama că, domnule, e greu că se solicită refacerea, repararea drumului dacă trec și strică. Și doamna consilier știe că s-o lămuri și nenea acela care la noi și am vorbit la Balcan. Domnule, nu, deși domnule, este în lucru și la noi problema cu staționarea mașinilor. Aici, da. Da, a, păi știu de ce, dar n-am discutat și doamna anunța, doar au venit destul de aprins la noi și pe bună dreptate. Nu? Nu este așa. Și eu în lucru noi am dat. Nu, am vorbit cu secretarul și cu primarul și nu, domnule, deocamdată suntem în studiu. Bun, haideți să vedem așa. Haideți să vedem ce facem cu asociația. Hai să urmărim pașii. Deci, să promovăm un proiect de hotărâre privind înființarea unei asociații. Săptămâna asta și facem o ședință de îndată. Trebuie să mai așteptăm. A doua mișcare. Deci, piscinii, asta spui că Consiliul Local înființează echipa? Da. Deci, Consiliul Local de la dispoziție primară. Da, dar vedeți dumneavoastră că noi... Pe cine trebuie și titulat către adresa la Ministerul Justiției? Ce primul de exemplu? Domnul secretar, dacă noi am aprobat înființarea, cum se fac adesă primăria să facă demersul pentru înregistrarea de numiri dacă noi n-am aprobat înființarea? Păi nu, eu v-am spus să inițiem un proiect de hotărâre pentru înființarea unei asociații sportive. Punct. Atât. Sunteți de acord și în timpul aprobării proiectului se va ridica și în discuții denumirea asociației. Absolut. Și pe baza la asta se înaintează, cum știți foarte bine, adresa Ministerului pentru rezervarea denumirii. După care trebuie făcut Consiliul Director, trebuie făcut statutul, trebuie depus capital social, trebuie făcut contract de comodat, trebuie făcut... Da, deci plus statutul și astea din făcute legalizate la notar sau la o persoană autorizată de stat. Deci, plus că mai trebuie deciderea contului bancar, trebuie făcut. De ce spuneți? Păi nu, mă, m-a întrebat domnul consilier cam care e procedura. Asta e procedura. Dați-i drumul la da. Deci rămâne să vină domnul primar cu domnul consilier care sunt, să vedem cum colegiul, ca să putem
trebuie să propune următorul secretar să facă primarul o ședință de îndată și îl supunem acolo. O întrebare, terenul de fotbal de la școală, de la școală de asta, se poate face eveniment sau o asociație, un noi ca consilieri să poate să facem, trebuie să plătim o taxă. Zii mă ce vrei să faci până la urmă. Dacă se poate face un eveniment, pe terenul Propagandă, că și-au făcut, că nu știu. Asta de cu terenul, da. Cu terenul de la proiect. Aș vrea dacă se poate să se spun un nume, dacă puteți să spuneți un nume, cine a venit cu această chestie, care a spus-o sau cine a spus-o? Întrebați tinere, dar din Florești, care au venit și discutau că țevile, de asta am și ridicat, țevile sunt donate de persoane, persoanele care sunt, fiecare să știe, eu n-am dat nume. Dar se știe. Dacă nu mă întrebați tineretul, nu știe. Eu de la tineret am întrebat și am aflat. Și aia v-a răspuns. Dar vreau să știu dacă e aceeași chestie. Adică, da, dacă am înțeles că după ședința trecută, după ce am plecat, pe terenul de la fotbal, s-a discutat, pe terenul de la fotbal, acolo, a rămas niște materiale. Câteva plăți de... Doamna Vice. Da. Mi-a zis, au rămas câteva... Eu am zis că mă duc să le număr, sunt 60. Deci eu am luat foaia de la ce s-a cumpărat, nu, cât este. Deci au rămas vreo 5 sau 6 bucăți care erau într-o stare jalnică, care nu au fost puse. Dar totuși, de ce s-au cumpărat în stare jalnică, de ce s-au prăinit? Pentru că dumneavoastră trebuia să aveți, că dumneavoastră ați fost... Păi erau în stare bună, când le-am cărcat, erau în stare bună. La recepție, da. Dar cum vi le-au așezat și cum vi le-au pus, că sunt și poate. Și eu am auzit că au rămas o 7-8. De aia am să mă duc special, să mă duc să le număr, că au ieșit discuții tot de la tine, de la decim, că au fi la tine. Și erau la tine. De aia am să mă duc și le număr. În ședința anterioară, am zis în ședință că au rămas materiale și vom schimba acele materiale care nu le putem folosi acolo pe vopseluri, ca să putem... Da, da, tu n-ai luat vopseaua de acolo, de la... Dar nimeni nu le-a primit acolo cu patronul, cu patronul, că nu le-a primit. Păi știu. Vopseaua n-ai luat-o de acolo, nu Toni îi zis că ai luat de acolo, că ai dat în loc materialul și ai luat vopseaua. Nu de acolo. Deci acele materiale s-au predat și am cumpărat vopsea în jur de 3.000 și ceva de lei. 300 și ceva de lei. Să știi. Nu știu, eu ți-am zis, să mă duc să număr special, să le număr. Deci am terminat și eu pe recepție. La recepție. Au fost puse cum au fost puse, că băieții care au lucrat le-au dat deoparte. Și Florian Palade, care a fost, știe prea bine cum erau și în ce s-a întâmplat. Nu l-am întrebat pe el, n-am întrebat pe el. Nu aveți ce faci în dansul din nou. Și deci, în general, acele materiale care au rămas, dar nu se mai puteau folosi disprinții, rupii, strânde, le-am folosit pentru cumpărarea vopseriți, pe care a dat-o pe, ca să știți. Okay. Mai rămas ceva vopsea atunci și s-a întors la tine, nu știu ce, cât o mai rămas. Nu știu ce s-a rămas și eu la urmă. S-a dus ăsta de la ajutor social. Da, nu vreau să mai folosiți undeva acolo pus, la Viorel, Viorel mi-a pus-o undeva. Bun, declarăm ședința încheiată? Da. Mulțumesc pentru partea.